Nu au scăpat de razia polițiștilor comercianții din piața Mircea, cărora le-au fost verificate actele, dar și cântarele. Oamenii legii au descoperit o serie de nereguli și au aplicat multe sancțiuni. Avizierul vi-l luăm ca să mai facem verificări. Au fost constatate un număr de 67 de contravenții, majoritatea la legea 12 privind comercializarea unor bunuri și produse. Oamenii legii au efectuat și o serie de percheziții domiciliare, în urma cărora au descoperit o persoană de sex feminin care are de executat o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani și jumătate pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și fals. Totodată au fost prinși alți 4 autori ai mai multor infracțiuni. Unul dintre ei a fost reținut pe bază de ordonanță. Pe lângă descinderi, polițiștii au efectuat și alte controle în diferite domenii. O spargem. Deschide ușa că o spargem. Poliția, deschide că spargem ușa. Au fost constatate un număr de 10 infracțiuni, 3 infracțiuni la regimul rutier, 4 infracțiuni în domeniul economico-financiar, 3 infracțiuni la regimul armelor și muniților. Polițiștii au confiscat o serie de bunuri, printre care 10 de anvelope care au fost furate de la un serviciu auto. Controlele vor continua și în zilele următoare.